Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Colegi, voi ați fost plecați cu rulota vreodată? Nu, nu. Dar eu aș fi fost curios să plec. Eu nu. Adică am avut inițiativa asta la un moment dat. Și de ce n-ai mai avut inițiativa? Că pe mine mă bate gândul din ce în ce mai tare. L-am citit pe Cabral, care a plecat, a tot plecat cu rulota. Cabral cu pleacă câte 3 luni cu rulota, da, măi băiatul. Și când a ajuns la Adelea cu te duci și nu cunoști zona, dar sunt niște spray-uri cu care vin hoții și poți să pățești nu știu ce, pe mine, adică, m-a pierdut acolo. Că te poate fura mai ușor. Te poate fura ușor, da, destul de ușor. Asta odată. Stai, doi, mi-ți. Până la urmă, costurile cu rulota, o, sigur, e o experiență. Nu sunt departe de costurile unui hotel. Mă, acum depinde ce alegi. Dacă vrei confort și în rulotă, vezi că rulota aia costă pe zi cât hotelul. Deci și consum și benzină foarte mult. Unde vrei tu. Am găsit. Nu, nu o pui unde vrei tu. Cât de cât unde vrei. O pui într-un camping, nu afară, mai ales n-ai voie să o pui unde vrei. Deci poate nu știi cât mai sunt hotelurile. Și dacă pui și avionul și transportul sau benzina când pleci cu mașina, cât timp pierzi oricum pe drum? Așa e. Deci eu am găsit o rulotă. Da. Că am început să caut. În Corbeanca. Așa. De închiriat. Poți să te muți să stai acolo în ea. Da, practic, mă duc mai cu mașinuța un kilometru. Este de la 100 de euro pe noapte pentru 4 persoane, nu suntem decât 2. Este o mașină Ford, are pat. E adevărat, e pus mai sub tavan, așa, cred că trebuie să te ridici ușor dacă ai vreun coșmar. E sinistru. Ha? Și e o Ford mașină din anul 2000, are chiuvetă, are baie toaletă, are încălzire, are tot ce vrei. Și acum calculează, stai un pic. Poți să ridici un fund în pat? Poți, nu. Da. Nu. Dar ce, eu nu stau în fundul la tip semicoșciugă, așa, te bagi lateral. Da. Deci fii atent, ai 100 de euro pe noapte închiriatul rulotei. Calculează benzina, vezi că nu e... E diesel, bre. Consumul, da, consumă mult. Consumul la chestia asta nu e așa. Bănuiesc. Consumă să o campezi într-un loc special, că nu poți să o pui oriunde, și vezi cât ești, cu cât ești pe noapte. Și după aia mai vorbim, și mai dacă și vrei la hotel spray, auzi? Și te adormi și îți fură ce? Chiloții, murdari? Ce-ți fură? Și tu la tine niște... Ce? Cașcavalete? Am ceva? Card. Atât? Păi, card, ce poți să ai altceva? Da. Ce problema mea este alta. Ok, pleci cu rulota. Te miști prin... Păi, în serios că mă bate. Târ, asta e. Ajungi unde vrei tu. Dar mie mi-e teamă să ieși și cu mașina mică de pe drum, ca să nu rămân în pot molit. Așa, să stau pe drum cu rulota, n-ai cum. Și doi, în camping... Mă, nene, pentru mine campingul nu a fost vreo experiență grozavă. Înțelegi? Niciodată. Am stat în camping la cort și... La fost la hotel, ai baia... Că aveam 18-20 de ani, dar... Ai baie proprie. Dacă te duci în camping, pe lângă faptul că plătești, trebuie să te duci la dușuri, cum ar veni. Fraților, care sunteți pe recepție, ajutați-ne și pe noi cu o informație. Merită să pleci cu rulota? Care a plecat cu rulota, să ne spună și nouă, care sunt avantajele și dezavantajele. Dacă e cineva care a plecat cu rulota odată și a zis niciodată nu mai merg cu rulota, niciodată în viața mea, ever, ever, 0372069599. De asemenea, și experiențe plăcute, adică poate, da, sunt ascultători care merg permanent cu rulota și au cumpărat rulota și folosesc sistemul ăsta. Da, deci am, ar fi o experiență am înțeles avantajele, că dacă, da, vorbești cu oameni care pleacă cu rulota în vacanță, ei spun, ok, poți să ajungi unde vrei, e foarte frumos, ceea ce e adevărat, adică asta e de necontestat. Mă, dar ce e nasol? Adică trebuie să fie și o parte nasoală, iartă-mă că nu există. 0372069599. Avantaje și dezavantaje la plecat în vacanță cu rulota. Vorbim cu oameni care pleacă cu rulota în vacanță sau care au plecat odată și nu mai merg ei niciodată. Mulțumim și pentru mesaje, Luca, tot continuă să le Luca le ascultă, e foarte multe. Marius, bună dimineața. Salut, Marius. Bună dimineața, bună dimineața. Chiar sunt pe drum acum, conduc. Cu rulota? Nu cu rulota. Dar mă gândeam chiar la ceea ce a discutat. Ai fost? Am fost anul trecut, da. Anul trecut și acum 2 ani, da. În camping aici, în România. Trebuie să facem diferență între rulotă și camper și autorulotă. Camper, la camper. Nu, autorulotă. Cu autorulotă, nu, cu rulotă simplă. Da? În condiții decente, chiar foarte bune, aș putea să spun aici, e un camping la noi, la mare. Dar am fost și într-o zonă, să spunem, mai sălbatică, unde fără camping am pus rulota direct pe marul mării, au fost permitea. În România?
în România undeva. Și te-au lăsat să te oprești pe malul mării. Unde ai găsit un loc neocupat și nelocuit pe malul mării în România, unde se fac blocuri peste tot? La Bulgari. La Bulgari. Am găsit la un moment dat, plecase cineva din zona respectivă, a fost un noroc. Aha. Te-ai pus pe locul lui. Eram într-o mică plimbare așa în... Dar spune-mi, ce e nasol când mergi cu rulota? Adică ce nu ți-a plăcut? Da. Ce e nasol în condițiile din campinguri, dacă nu e curățenie, dacă nu e păstrată o, să spunem, minimă decență, e urât. Mulțumesc frumos pentru explicație. Uite, Iulian îți transmite, Vlad, stai potolit cu rulota, îți spune unul care a avut. Nu e pentru tine. Poate când ești la pensie și vrei să stai toată vara la răcoare pe Valea Cerbului. Acum mai bine dă-mi o rețetă bună de ficăței. Ficăței, da. Bună. Claudiu, bună dimineața. Facem mâine rețetă de ficăței? Ficăței lionezi. La culinaria? Da. Mi-mi plac ficăței. Mult. Stai, hai cu rulotele. Hai, Claudiu, bună dimineața. Salut, salut, băieți. Dacă vreți o locație, uite, am niște prieteni care sunt deja de o lună de la mare. Da. Vă dăm niște locații, dar numai în privat vă dau locațiile unde puteți, Campana Mare. Okay. Sunt trei de lună acolo, s-au mutat la Vama Veche, acum din nou s-au întors la locația respectivă unde îs. M-am achiziționat rulota anul trecut, ieșim cu ea fest, am ieșit și în februarie cu ea, am fost la schi cu ea aici în țară. Într-adevăr... Și cum e la schi? La schi, cum e cu rulota? Te-ai dat cu rulota la schi? E puțin cam înghesuit, având în vedere că ai foarte multe la tine. Ai clăpari, schiuri, haine, desfășuratul lor, e mult mai greu puțin. Pasionat serios de rulota? Ne-am intrat în sânge, având în vedere că suntem și un grup de vreo 7-8 rulotiști, suntem și aeromodeliști și ieșim peste tot, cam împreună. Vă avantajează că practicați sporturi și vă ajută în sensul ăsta. Auzi, ai cumpărat rulota ta sau tot închiriezi? Da, mi-am cumpărat o rulotă, o rulotă. Deci aici o tragi după mașină, nu autorulotă. Autorulotele sunt foarte scumpe. Da, așa te refer la camperile alea, alea mari, frumoase. Camperele, mai multe camperele sunt gen busuri, să zic așa. Autorulotele sunt alea mai mari. Rulotele sunt alea care le tragi după mașină. Nu, da. Eu autorulotă vreau. Auzi, dar fii atent, uite ce ne zice Ati din Cluj. Zice așa: dezavantaje. 1. Lipsă de mobilitate la destinație. Dacă vrei să vizitezi ceva, cam greu să te miști. 2. Dacă nu ai climatizare staționară, noaptea mori cu zile de căldură sau de frig. Rulota cu climă staționară costă mai mult de 150 de euro pe zi, ne zice el. Deci e ceva, o extra opțiune foarte scumpă. Consum minim 10 litri la sută. Da. Bucătărie extrem de mică și înghesuită, chiar și la variantele de top. WC-ul și eventual dușul sunt degeaba, nu ai cum să le folosești. Eu fac și duș 20 de minute. Și trebuie să ai rezervă de apă pe un spălaș, să ai grijă unde deverși apele. Deci eu fac duș 20 de minute în fiecare dimineață, crezi că... Da, deci nu e pentru tine. Luigi, bună dimineața! Luigi, bună dimineața, dragilor! Salut. Bună dimineața, dragilor! Deci, eu sunt inginer și am zis că măcar o dată în viață să încep treaba asta. În anul trecut de Revelion, de fapt înainte de Revelion, am plecat cu autorulota, am închiriat-o din oraș de la mine, am plecat cu ea la Viena de sărbători. Deci era de-aia mare, autorulota. Da, autorulota de 7 metri, Ford, foarte mișto, model 2020, adică treabă. Echipată cu tot ce trebuie. Mi-am luat familia, cățelul, nevasta și nepoata și fiica. Și fiica mea, când am ajuns la Timișoara, acolo stă soacră, mi-a zis: hai să meargă și soacra cu noi. Vă dați seama cum a fost. Așa. Deci nu mai mergi cu autorulota niciodată. Ba da, nu, voi mai merge. Culmea. Da. Culmea că mi-a plăcut atât de mult, dar am zis că fără soacră. Ok. Am ajuns la Viena. Într-adevăr, modul de a parca autorulota e off-camp și în campere, cum se spune. Noi am parcat numai pe străzi. Bineînțeles, în Viena s-au dat cu artificii de am zis în noaptea aia că am prins războiul mondial. Dar te lasă poliția să lași și să oprești autorulota pe străzi? Da. Atâta timp cât nu scoți în afară nimic din ceea ce înseamnă să campare, desfaci. Adică, exact, să nu o desfaci, este considerat un autoturism normal. Se doarme foarte bine în autorulote, au niște paturi foarte bune, să zic așa. Într-adevăr, partea cu apa e nasoală iarna, pentru că dacă nu-ți explică cineva, cu toate că eu sunt inginer, cel care mi-a închiriat autorulota, nu mi-a explicat și mie că acolo sunt niște supape care trebuie cumva reglate, astfel încât să ai parte de apă pentru duș.
În fine, în afară de micile chestii, asta vreau să vă spun că per total a fost o experiență pe care eu o recomand o dată în măcar viață, cel puțin. Și la bani cum ai ieșit? Exact. La bani cum ai ieșit, dacă ai fi plecat? Noi am închiriat-o cu 80 de euro pe noapte, pe zi, de fapt, pe 24 de ore. Și pentru că în perioada aia nu se prea închiriază autorulotele, ne-a lăsat-o, băiatul ăsta ne-a lăsat-o o săptămână, plătind doar 5 zile. Adică am ieșit foarte bine. Iar consumul de carburant a fost undeva la 9 litri, pentru că vă dați seama, când ai atâtea femei în mașină, nu poți să mergi cu viteză mare, am mers foarte încet pe autostradă. Asta era problema cu autorulotele. De la soacră ți s-a tras, dar mai încearcă o dată fără. O dată de încercat... Nu vreți, mă, să plecăm o dată noi într-o vacanță? Gata, noi mă, trei? La următorul, nu, serios. La următorul campionat european, Luca, mergem cu... N-auzi că e îngrămădeală, patru-i nasol, bucătărie e mică. De când are copil campion, nu se mai amestecă cu sărmanii. Aia, asta, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.